Sute de moldoveni continuă să supraviețuiască datorită agriculturii. Îngrijorător este faptul că circa 277.000 trăiesc din agricultura de subsistență, adică produc atât cât au nevoie pentru a supraviețui, arată ultimul comunicat al Biroului Național de Statistică. Potrivit acelorași date, puțin peste 19% din muncitori practică și agricultura comercială, cea care le permite să obțină profit financiar. Totodată, aproximativ 44% din populație muncește în servicii ce nu includ industria, construcția sau agricultura. Ca și în trecut, ponderea angajaților în sectorul privat este de 3 ori mai mare decât cea din sectorul public. Ce ține de fenomenul șomajului, acesta este mai prezent în rândul bărbaților, 53%. Legat de acest capitol, trebuie de menționat că majoritatea șomerilor provin din mediul urban. Biroul Național de Statistică mai informează că în prezent în Moldova sunt aproape 1.600.000 de persoane inactive din punct de vedere economic.